13-a ediție. Suntem la întâlnirea fiilor satului Castelu, un eveniment care anul acesta îl dedicăm centenarului. Sunt mulți artiști care urcă pe scenă, am văzut și ansambluri populare din țări străine. Cred că vom avea 100 de artiști anul acesta pe scenă. Vorbesc de faptul că vor fi cântăreți, soliști, dansatori, adică toți adunați la un loc, am zis să fim 100. Și lupte populare? Luptele sunt tradițiile turcotătarilor, e Chiureș, au 3 runde de Chiureș acolo, un batal pentru fiecare categorie în funcție de cum cine reușește să-l câștige. Sunt 3 proiecte pe fonduri europene, pe infrastructură, drumuri și infrastructură școlară, modernizăm grădinița și modernizăm căminul cultural pe fonduri europene. Avem 2 proiecte pe PNDL 2, construire școală nouă la Nisipari și tot ce vedeți dumneavoastră în zona sălii de sport se numește zone noi de lotizări. Vom avea asfaltare și iluminat public, atât la Castelu cât și la Nisipari. Suntem în derulare cu gazele, suntem încă la faza de hârtie. La grădiniță sunt 500.000 de euro, la căminul cultural 600.000 de euro, drumurile 1.000.000 de euro, iar pe PNDL sunt sume astronomice, că vorbim de o școală nouă și vorbim de o zonă de lotizări foarte mare, adică v-aș da o sumă eronată, dar suma este considerabilă. Deci suntem la 11-a ediție a Fiii Satului. Dacă până acum aveam un singur invitat din străinătate, e vorba de Subașu, astăzi avem primarul de la Băcioi, și care este din Republica Moldova, cel la Subașu din Turcia, și fiind vecin cu bulgarii, și domnul primar de la Cuba. Sigur, o să spuneți, domnul primar, știți, noi avem probleme, avem cheltuieli, dumneavoastră faceți extracție. Nu. Trebuie unitate. Unitatea e cea care ne va duce mai departe. Ceea ce înseamnă că noi și Republica Moldova vreau cât sunt eu și sper că vom fi un singur popor, adică România. Suntem prezenți aici la invitația domnului primar Anghel Nicolae la ziua fiilor Castelului. Localitate cu care suntem înfrățiți, reprezint un primar al comunei Băcioi, o suburbie a municipiului Chișinău din Republica Moldova. Ați venit cu artiști, cu ansamblu? Da, am venit cu un consilier și ansamblul folcloric Buciumul, în format de 19 persoane. Aș dori foarte mult ca hotarele dintre Republica Moldova și România să dispară, să fim un tot întreg și, desigur, să fim o țară mai mare, în sensul, să avem o putere mai mare, un potențial mai mare. Am venit de 2 ori înainte, e a 3-a oară când vine. La lupte n-are oameni acolo? Chiurește, eu de mine, distinția în Turchie. Deocamdată nu e, dar poate mai încolo. E atmosferă foarte frumoasă, ne simțim foarte bine, suntem împreună cu frații noștri. Sperăm că această frăție va dura mulți ani înainte. Yok, ilk defa geliyorum ve çok memnunum. E prima oară când vine aici, se simte foarte bine, simte o frăție, o prietenie între România și Bulgaria. Çok güzel, çok memnunum. Se simte foarte bine, spune că s-a cunoscut cu cei din Castelul la Subaș în Turcia și că cei din Castelul l-au invitat aici și speră că anul viitor ei ne vor invita pe noi din România acolo în Bulgaria. Inshallah ileri doğru. Deci ne simțim foarte bine, e o atmosferă foarte frumoasă, ne-au primit foarte călduros și sperăm că această frăție va dura mulți ani înainte. Durum da.
Ileșir. Nu? Este a 11-a ediție, deci în fiecare an se sărbătorește, vin safiri din multe țări, din Turcia, din Bulgaria, din Republica Moldova și în fiecare an se dansează, se cântă și e un eveniment foarte frumos. Erau și luptele sau doar anul ăsta s-au nimerit? Luptele nu erau. În general, fiii satului era prin mai. Anul acesta a fost în septembrie și de aceea și Cureșul a fost tot aici. Cum e la sărbătoare? E foarte bine. Distracție, bere mici. Cât alt pahar? Nu știu, al treilea. Al treilea. Și mai durează, mai stați? Nu știu, prea mult nu prea stau că trebuie să ajung acasă, că am și o animare. O să mai stau, da. Mai aștept și eu. Poate mai cade ceva. Ce înseamnă? Cade ceva? Poate cade vreo doamnă la dans. Primul an în care veniți sau de fiecare dată veniți la ziua comună? Nu de fiecare dată, că nu am fost în țară. Sunteți plecat? Da. De cât timp? Am fost plecat, acum nu mai plec. Mă place? Da. Atmosfera? Plăcută. E foarte bine în fiecare an se potrivește cu tântele tătărești, cu astea, cu minuni, cu domnul primar, acum a mai venit primar și din alte comunități, de la Republica Moldova, de-a noștri moldoveni, așa, au venit și de la toți, și bulgari, și minuni, toată treaba e bună, e bună. Uite, o bere rece, un mic, se servește la Comuna Castelul, pe zilele Comunii Castelul, așteptăm ploaia să facă în agricultură recolta. Dacă se face recolta, are toată lumea, da. E un eveniment special pentru Comuna Castelul. Până când stați? Până diseară? Poftiți? Până când stați? Până la finish, până să termină. Până să termine evenimentul. Până să termină? Nu, nu, nu o să beau non-stop, dar o să stau până la... Până pleacă toată lumea de aici din... Fiecare an veniți? Da, da, da. Primarul nostru, cel mai mare boier. Și viceprimărița, number one. Și o doamnă, o doamnă. Foarte respectabilă. Și... Da, vreau să le mulțumesc pentru ce face pentru comuna asta. Și la primar, și la doamna viceprimar.